Bună dimineața, bine m-am regăsit prieteni. Să povestim un pic, să mergem mai departe pe ideea uh, Paștelui Comun între catolici și ortodoxi. Am văzut o reacție foarte decentă de la uh, Biserica Ortodoxă Română, care vine și spune prin purtătorul ei de cuvânt, da, se pare că și-a mai băgat mințile în cap, domnul Bănescu, care spune foarte, foarte onest, da, domnule, într-acolo trebuie să ajungem, drumul poate e mai lung, dar, într-acolo ne dorim și noi să fim. Da? La un Paște comun, la sărbători comune. Replica a venit, evident, și împotriva Bisericii Ortodoxe și împotriva tuturor, de la preaputinistul Teodosie, care vine și spune într-o într frondă de aia, care numai de săptămâna mare nu e împotrivită, domnule, au catolicii lumină? N-au. No. Să gate cu chestia asta. Adică un fel de uh, spasm de sta, foarte, foarte ținut în frâu, dar în același timp violent prin, prin tot ce, ce este de dedesubtul cuvintelor. Adică, teodosie, în care impresia că aceste simboluri, că până la urmă sunt niște simboluri, fac din, din ortodoxie un fel de loc exclusiv, doar pentru aleș. Deși Teodosie ar trebui să fie ales în cealaltă parte, având în vedere că a fost mare, mare colaborator al securității lui Ceaușescu, cel care a dărâmat biserici și acum se pare că Teodosie merge pe ideea aia destul de medievală în care principele, regele, împăratul, nu conta dacă au omorât mii de oameni, contează să facă o biserică. Vezi, cumva discuția despre Putin. Domnule, este un mare om, a construit mănăstiri la Atos, deci îi se iartă orice păcat. Sigur că acum nu-mi doresc să aduc sau să fiu în contradicție cu credințele unora sau altora. De parte de mine gândul ăsta, fiecare crede în ce vrea. Da? Și credința omului face parte din libertatea omului și nu poate fi atinsă. Însă, putem vorbi despre cealaltă parte. Da, Auzim despre minuni, despre Lumina Sfântă, despre etc., etc., etc. Da? Dar nu auzim despre cealaltă parte, care e un pic mai istorică, bazată pe documente. Despre Lumina Sfântă a scris prima dată, a documentat-o prima dată, un călugăr rus, Daniel, prin 1100 și ceva, 1106. El descrie Lumina Sfântă, care coboară, care face, care pur și simplu este un fel de uh, uh, scrisoare, telegramă îi zic unii de la Dumnezeu. În același timp, pe la 1880, 1884, un alt rus, da, Porfirie, vine și spune nu, nu este nicio lumină sfântă, am avut dezamăgirea și scrie în jurnalul lui, publicat în 1901, am avut dezamăgirea să văd cum se furișează un străjer și aprinde lumina de la o icoană. Exista acolo o icoană care are o lumină tot timpul lângă ea și de acolo aprinde lumina. Sigur că asta nu înseamnă că e adevărat o parte sau adevărată altă parte. Aduc doar în discuție elementul istoric, elementul ăla care se poate citi, care e documentat, dar asta nu înseamnă că istoria este adevărată și simbolul este fals. Mai mult decât atât, chiar prin 1850, da, Patriarhul Ierusalimului a vrut cumva să să șteargă uh, talibanismul ăsta că vai numai la noi, la ortodox și coboară lumina și să spună, mai băieți, cu lumina este o discuție, uh, este mai mult un simbol. Însă și-a dat seama, după ce s-a făcut un consiliu, că nu mai vin pelerini, nu mai vin bani. Și discuția a rămas la bani, ce o să ne facem dacă nu mai vin pe pelerinii, dacă nu se mai plătesc taxe, dacă nu se mai consumă? Exact ca în vremea de asta. Domnule, marketingul trebuie să funcționeze și au renunțat la ideea asta. Ei se bazau și atunci pe niște elemente care țin de istorie. Uite cum se îmbucă toate chestiile astea. Da? Au venit musulmani, au cucerit Ierusalimul, după a vin cruciații și alungă preoții ortodoxi, îi alungă pe toți și nu mai apare lumina. Și după vreo doi ani stau crucea și se zic, băi, nu prea avem bani. Hai să chemăm înapoi pe ortodox, pentru că ei aduc după sine pelerinii. Pelerinii vin cu bani, vin cu donații, vin cu daruri. Și îi aduc înapoi pe ortodox, evident, vin cu pelerinii, sute de mii de pelerini care vin acolo și Ierusalimul renaște cel puțin financiar. Astea sunt discuții care țin de istorie. Discuțiile care țin de teologie, sau m-aș duce mai departe, de teleologie, da? adică știința care își pune întrebări fundamentale, dumne, în ce scop am fost creați. Există în, în discuțiile teleologice niște, niște, cum să le zic, niște propoziții care nu pot fi date la o parte. Adică teleologia vine și spune așa: Dumnezeu a făcut totul. Ca omul să poată trăi pe planeta asta. Discuția simplistă, da? Adică, totul este făcut pentru noi. Și atunci, cumva, discutăm clar despre un Dumnezeu și despre oameni, despre un spațiu creat de Dumnezeu în care nu te poți mișca în afara credinței. Este o discuție, unii cred așa, alții cred așa. Nu mă apuc eu acum să spun că unii greșesc și alții au dreptate. Însă, ce, ce pot remarca? Felul în care o anumită simbolistică este adusă în spațiu public și pusă ca tradiție. Despre ce este vorba? Despre aducerea luminii sfinte de la Ierusalim. Lumina sfântă de la Ierusalim este adusă acum, după Revoluție. Atât. Da, știți foarte bine, Flutur aduce avionul, trimite avionul la Ierusalim, merg 2, 3, 5 preoți, aduc lumina de la Ierusalim în țară, se împarte tuturor credincioșilor de la Patriarhia Română peste tot în țară. Dar asta n-a existat înainte de 90. N-a existat înainte de 92, de exemplu. Și atunci este cu atât mai curios cu cât se transformă foarte repede în circuitul ăsta public ca fiind o tradiție care nu poate fi dată la o parte. De parcă noi de viacuri mergem cu avionul la Ierusalim să aducem uh, lumina. O să-mi spună unii, sigur, ești uh, împotriva luminii. Nu sunt împotriva luminii. Nici măcar nu mă interesează să uh, abuzez de credința unuia sau altuia. Da, Cum au uh, credincioșii catolici minunile de la Lourdes, da, în grota aia, unde există uh, acel izvor, unde Bernadette, copila care a văzut-o la Maica Domnului, a săpat până la sânge cu mâinile și a ieșit acel izvor cu apă tămăduitoare. Da? De acolo până la Fatima, unde cei doi ciobănași... Și, uh, la Fatima și copila aia au dat cele trei secrete ale omenirii, etc., etc., fiecare crede ce vrea. Cel puțin, și dacă e adevărat, și dacă nu e adevărat, s-au făcut niște filme foarte faine pe tema asta. Așa ca să rămânem în circuitul cât de cât calm al dezbaterii. De ce zic calm? Pentru că, de obicei, atunci când vorbești despre astfel de lucruri, doar simpla vorbire în afara canoanelor bisericești, provoacă dezbateri foarte aprinse, dezbaterile alea care vin paradoxal din partea celor care se consideră mai credincioși cu cele mai tari înjurături E un paradox pe care eu cel puțin nu-l înțeleg și simplu fapt că am spus la un moment dat, știți, și eu cred, da, uite, cred în știință, cred în libertate, cred în... Aoleu, ești un necredincios, de ce ești nu știu cum, ești papistaș, îmi spunea cineva. Altul m-a luat pe, pe Facebook, că, domnule, nici n-ar trebui să existe. Cum poți să pui la îndoială? Doar pentru că ai pus o întrebare. Da? Doar pentru că ai avut o nelămurire. Sau pentru că ai spus, da? Am citit pe Facebook când scria Adriana Moldovan, uite, și Pesacul Evreiesc, și Ramadamul Muslim, și Paștele Catolic, toate sunt împreună. Din toate ecuația, asta lipsesc ortodoxi. Oare de ce? Și atunci intrăm în sfera asta a exclusivității, a identității exclusiviste. Și eu nu vreau să fac mari paralele, dar gândul mă duce la neajunsul identitar. Înțelegi? Și aici sunt două părți. Dacă ați observat, toate partidele extremiste din Europa, cel puțin, au neajunsul ăsta identitar ca motor. Da? Partidul Grecii pentru Patrie. Alianța pentru Unitatea Românilor, adevărații finlandezi, Franța nesupusă, adică toate alternativa pentru Germania, alternativa pentru toate astea au cumva un, un motor intern, o combustie internă luată din frustrări, luată din neajunsul ăsta identitar, luată dintr-o mulțime de elemente care vin din istorie și, atenție, își vor fiecare un fel de exclusivism în istorie. Și atenție, nu este doar istoria lor, este istoria unei țări. Doar că este privatizată în folos propriu pentru un program electoral, program de guvernare și discursuri electorale și ce ori mai fi. Da? Pe de o parte. Pe de altă parte, eu explic așa. Băi, nu știu, sunt minunile de la Lourdes sau lumina sfântă de la... Ierusalim. Să fie și catolici, să fie și ortodoxi în chestiunea asta. Cine știe câte minuni ar avea muslimii, câte minuni ar avea evrei. Dar a luat toate chestiile astea și a le, și a le marketiza ostentativ, să fie cu iertare. Pentru mine este o dovadă a lipsei de credință. Nu a credinței. Un om care crede, crede și de ajuns. Un om care se îndoiește are nevoie mereu de argumente de genul ăsta, teologice sau teleologice, da? de minuni, de moaște, de, de povestiri, de, de povești, prin care cumva să-i aducă înapoi credința de câte ori trebuie să-i fugă din cap. Și atunci, logica mea asta spune. A, crezi? Da, dacă spus, ai spus cred, cred și gata, înseamnă că ești acolo, în loja celor care cred. Dacă vii și îmi spui, cred pentru că, minunea de la lut, cred pentru că am văzut lumina care nu știu ce stâlp a sfârșiat. Adică aici deja ajungem la un fel de uh, copiuțe, știi? Își fac niște copiuțe de alea din care, cum făceau unii și alții, că nu și alimenteau formulele la matematică și mai trăgeau cu ochiul și copiau. Ceva în genul ăsta este credința care are nevoie de astfel de argumente tot timpul. Pe de-o parte. Pe de altă parte, lucruri care s-au întâmplat în istorie și vin în cumva detrimentul povestirii, vezi alungarea preoților ortodoxi de către, de către cruciați, da? vin în partea alaltă și pun așa câte, o mică, câte o mică poveste care să, să dea sensul Total opus. Adică, da, într-adevăr, cruciații i-au alungat pe preoții ortodoxi, dar a venit un fulger și a despicat o stâncă. Adică, este clar, Dumnezeu s-a supărat pe cruciați că i-au uh, alungat pe, pe, pe ortodoxi. Sau, uh, domnule, da, să facem împreună, dar să vină catolicii să facă împreună cu noi Paștele, pentru că noi nu sărbătorim cu Pesahu. Am mai spus și ieri, faptul că nu sărbătorești cu Pesahu nu are neapărat o. Nu este o discuție de de, de, de de cum stau stelele pe cer sau cum stă luna, ci are în adâncul, în adâncul acțiunii o notă de antisemitism. Nu, nu sărbătorim cu ea, sunt un popor deicid. Chestiune peste care catolici, așa cum spuneam ieri, spuneam ieri au trecut acum 500 de ani. Adică, sau, domnule, la început toți papii au fost ortodoxi. Pe la început nu existau ortodoxi sau catolici. Existau doar creștini. Despre asta este discuția. Nu, nu, nu. Toți papii au fost ortodoxi. Să vină ei la noi și să recunoască că lumea ortodoxă este lumea bună în creștinătate și nu ei. Și de aici încep papistași, popi, etc., etc. De ce este importantă mica asta dezbatere? Pentru că de la Astfel de chestiuni, ajungi un pic la istorie și înțelegi fenomenul. Poți să crezi, poți să nu crezi, nu problema. Nu asta este problema. Problema este în ce măsură o niște simboluri care vin, e adevărat, de 2000 de ani, da, cu spasmele de rigoare, cu, cu exagerările de rigoare, cu morții de rigoare, da, în ce măsură astăzi mai, mai uh, fac tensiuni. Pentru că eu așa am învățat de când, așa, când vine Paștele, cumva te înnoiești. Începând de la faptul că îți o cămașă nouă sau îți pantalon noi sau pantof noi, cam asta era discuția în Ardeal, cel puțin și presupun că peste tot, să ai ceva nou de Paști. Nu neapărat că era o, o, o superstiție, ci mai mult era că vine primăvara, copilul a crescut destul în, într-un an și acum are nevoie de ceva care să-l să, să cuprindă. Despre asta, până la urmă, era vorba. Și atunci te bucurai, dar asociai cu, cu bucuria Paștelui. Ok? Dar se buie un, un fel de împăcare. Uite. Da? Din partea Bisericii Ortodoxe Române, aia normală, vine cel puțin o discuție despre împăcare, chiar dacă n-a venit împăcarea. Din partea ăstora, care au rămas putiniști, proruși, pravoslavnici se vede că există încă acele insule care sunt destul de mari în biserici, și nu vorbesc doar despre Biserica Ortodoxă Română, ci cine știe cât ori mai fi, da? care se opun. Și îmi spunea cineva de un paradox. păi cum se face că neoprotestanții, de, uh, uite, dacă luăm un exemplu, neoprotestanții din America uh, serbează Paștele împreună cu catolicii, în timp ce neoprotestanții din România serbează Paștele împreună cu ortodoxii. Aici, vezi, sunt o grămadă de discuții faine, nu trebuie să fie uh, cu, cu, răspunsuri contundente, dar măcar poți să spui întrebări. Asta este libertatea. Eu cred în chestia asta. Apoi că unul vrea încolo și altul vrea în altă parte. Discuția nici măcar nu trebuie să existe pentru că, ok, e săptămâna mare, hai să vedem cum putem povesti civilizat de asta. Nu l întreba și pe Teodosie, pentru că Teodosie nu poate fi civilizat. Asta este, din păcate. O săptămână minunată!